Domnul Sava este candidatul PNL. Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Conducerea partidului i-a solicitat în dese rânduri să renunțe în a se mai asocia politic cu domnul Piedone. De aici aș face o apreciere personală, dacă îmi îngăduiți. Condițiile în care domnul Sava nu înțelege a opri acest mod de asociere cu domnul Piedone, eu cred și subliniez că se situează în afara partidului. Și spun asta pentru că și eu, ca orice alt candidat care se consideră a fi liberal, ar trebui să aibă mari dificultăți de ordin moral în a face acest gest sau în a permanentiza acest comportament de asociere cu domnul Piedone, cum la fel consider că nimeni n-ar putea nesocoti solicitările partidului în condițiile în care ți se spune acest lucru. Clar și răspicat.